Vieni da qui. Dronifico! Acolo stai da su noi, perché resti morto. Cursurile de instruire la care a participat polițistul din Gruia nu s-au lipit de el, cu toate că în 6 luni de zile a participat la 17 astfel de sesiuni. Acesta nu a ținut cont de nimic și săptămâna trecută s-a urcat băut la volan, a intrat pe contrasens și a lovit 4 copii care se aflau pe marginea drumului. Unul dintre ei a murit. Adjunctul șefului de post din Gruia se află acum în arest preventiv pentru 29 de zile în centrul de reținere și arestare preventivă. Mai mult, șefii lui care s-au ocupat de instruire sunt cercetați acum disciplinar. S-a respus cercetarea prealabilă față de acesta, dar și față de șefii ierarhici, vorbim de întrucât postul de poliție Gurea este arondat poliției orașului Înjoare. Sunt cercetați disciplinar atât șeful secției Poliția orașului Înjumare, cât și șeful poliției orașului Înjumare. Rudele copiilor accidentați au cerut instituțiilor statului să fie corecte și să-l pedepsească pe polițistul inconștient. Și pentru polițistul ăsta, pentru mine, nu este un polițist. Ăsta nu merită să stea printre oameni. Polițiștii au stabilit că adjunctul șefului de post din Gruia avea o alcoolemie de 1,6 mg la 1000 în sânge. Nu se află la prima abatere. În 2011 a mai accidentat o persoană și a fost retrogradat și mutat la Gruia. De această dată, riscă în grei de închisoare și demiterea din poliție.